Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți pe canalul Corel Construct. Astăzi o să vă arăt cum aplicăm corect bopseaua decorativă de la Ferrarea Design din catalogul Via Condotti. O să vă arăt cum se aplică pas cu pas până la finalizare. În cazul nostru, amorsa a fost aplicată cu o zi înainte, așa se va usca 100%. Deci acum putem trece la următoarea etapă, adică să delimităm porțiunea dintre tavan și perete, să facem efect tablou cu acest scotch special antismulgere care nu smulge lavabilul de pe pereți. Deci o să începem să-l punem. Mare atenție! Este un scotch de 3 cm. Așa vom obține efectul tablou care este foarte plăcut. Pentru o ușoară manevrare, am răsturnat vopseaua într-o găletușă cu gura mai mare ca să poată să-mi intre pensula, nu? Și o să începem prima și prima oară, se amestecă foarte bine ca să fie totul uniform și să începem totdeauna dintr-un colț. În formă de X, dacă pot să zic așa. La fel se face în porțiune de aproximativ un metru, apoi va trebui să ne reîntoarcem, să trecem din nou pe suprafață, așa vom scoate acel nisip care este prezent în decorativă. Să-l scoatem în evidență, practic. Atenție mare, pensula se moaie aproximativ un centimetru, nu mai mult. Nu trebuie să se scurgă, deci trebuie să fie totul calculat. Atenție mare, recomand ca ușile, ferestrele să fie închise când lucrați, adică să nu cumva să fie curent, să vă tragă prea repede. Deci ea trebuie să tragă, mă refer doar la faptul că pe parcursul lucrării, după aceea puteți să deschideți, dar pe parcursul lucrării este bine să fie totul închis. Culoarea este un gri silver. Și după cum vedeți, se vede glitterul care este prezent în interior, acel luciu, dacă pot să-l chem așa. Vom merge mai departe.
Scociul trebuie să fie foarte bine lipit și niciodată nu dați în sus, întotdeauna în jos peste scoci. Dacă a rămas o impuritate care nu este lipit, vă va intra decorativă sub acel scoci și nu se va vedea bine. E bine că la nadă, unde ați lăsat, să nu mai treceți iar pe deasupra, deci încercați să mergeți înainte. Ok, acum după ce am făcut acest metru, va trebui să trecem din nou peste această vopsea. Ea încet încet deja a început să tragă, avem nevoie să scoatem în evidență acest nisip care este prezent. Deci va trebui să o luăm iar din nou și trecem din nou, la fel în formă de X. Cum vedeți, aici este altă schimbare, se vede diferența între această porțiune care deja am început să trec din nou. Deci trebuie să mergeți în parcele, dacă pot să zic așa, de maxim un metru pătrat și nu mai mult. Că dacă nu, există riscul să vă tragă și nu mai puteți să faceți acest efect. Ok, acesta este procedeul care va trebui să-l efectuăm până la finalizare. Cam asta este, dragi prieteni, am finalizat și vopseaua decorativă. Acesta este rezultatul, bineînțeles, ușor-ușor începe să usuce, dar se vede ok. Am luat și scociul, ce v-am zis, efect tablou, se vede în regulă cum trebuie. Am venit inclusiv frumos până în spatele sobei și la fel tot cu scoci, adică am respectat tabloul, da, s-a făcut puține sărituri mortale ca să ajung acolo, dar în principiu este ok. Deci, dragii mei, cam asta este pe ziua de astăzi, vom chema acest proiect, proiect finalizat, cam atât. Cum am zis, cam atât de la acest proiect, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de canalul Corel Construct. Rămâneți aproape în continuare, urmează alte proiecte la fel de interesante. Vă salut și ne vedem cu bine la următorul clip.